știu câți dintre dumneavoastră ați avut de a face cu softul financiar, cu dezvoltarea lui și care ar fi cerințele. Ok, deci nu sunt prea mulți care mă contrazic, dar asta nu e un lucru, dar oricum aștept întrebări. Dar și articolul, de fapt, se axează pe partea funcțională, pe cerințele funcționale și non-funcționale ale unei platforme, pentru că e extrem de vast domeniul. Și pentru asta, să trecem destul de iute prin cerințele non-funcționale și funcționale. Cred că multe dintre cerințele astea le puteți întâi, cel puțin cele non-funcționale, dar poate la început să vă zic câteva cuvinte ce înseamnă platformă de tranzacționare financiară. În mare măsură se referă la conecta brokerii cu bursele, traderii cu brokerii. Sigur, sunt o mulțime de mesaje care trebuie să circule între aceste entități, între jucătorii de pe piețele financiare și între piețele financiare. Și, de asemenea, toate sunt extrem de critice din toate punctele de vedere. Și de aici cred că putem trage câteva concluzii asupra cerințelor non-functional. Și poate că vreau să vă provoc acum să ziceți voi cam ce părere aveți sau cum ar trebui să funcționeze o astfel de platformă din punct de vedere non-functional. Cred că știți la ce mă refer când zic non-functional. Performanță, scalabilitate, aveți alte idei, gânduri, cam ce ar însemna? Care ar fi celelalte cerințe pentru astea două? Securitate. Redundanță. Evident, redundanță. Robustețe. Poftim? Robustețe. Sigur? Availability. Corect. Clar, trebuie să fim available atâta timp cât piețele sunt deschise. Un client nu să fie fericit dacă nu se poate face tranzacții când sigur piața e deschisă. Și valoare. Valoare, da, în ce sens? Sună bine? Ca valoare atribuțională. Usability. Usability, mai ziceat, da. Și valoarea produsului. Da. Valoarea financiară a produsului. Da. Piața e de o asemenea natură, în sensul că sigur, clienți cu mulți bani, care tranzacționează mulți bani și atunci totul se desprinde asupra domeniului, dar pe de altă parte și cerințele, după deja am auzit, la fel de măsură, de valoare. Mobilitate. Mobilitate în ce sens? În ce sens? Adică să fii capabil să tranzacționeze pe orice platformă. Vedem Forex și așa mai departe, de pe telefonul mobil, dacă e cazul să... Da, și nu, mă rog, nu, sigur, mobilitate în sens pe telefon mobil, acum aici ne referim un pic poate la platforme care nu sunt destinate, să zicem, eu ca și utilizator de rând, ca și novice în domeniu sau ca și programator și fac niște tranzacții. S-ați destinate special traderilor și brokerilor care au 4 ecrane și toată ziua numai le cresc acolo prețul în timp real și atunci un pic, sigur, pentru device-ul nu-i propice. Dar, sigur, sunt și aspectul ăsta pentru end user, să zicem, care au aplicații și pentru moment. Rapiditate și transparență? Excelent, rapiditate, da, evident. Asta o să vă argumentez și pe ceva mai interesant de partea de rapiditate. Cum se face în zilele noastre, să zic așa, sau cum vă gândiți la platformele, pentru a fi extrem de rapide, ele sunt, aplicațiile sunt construite în același data center cu bursă, tocmai pentru a avea, practic, o legătură fără să ai alte gânduri, că poate să spice legătura între tine și bursă și, bineînțeles, extrem de rapid. O să mai vedem niște cifre pe aici sau și în articol despre ce înseamnă rapiditate. Transparență. Și transparența, dar din ce motiv e important transparența, pentru că extrem de multe reglementări pe piețele financiare, sigur că piețele mature, poate la noi un pic mai suntem mai în urmă, aici e dezvoltarea de piața asta financiară noastră, dar sigur, de exemplu, Statele Unite, care e cea mai matură piață, o mulțime de reglementări și softul trebuie să vină, sigur, să acopere parte de reglementare, cerințele reglementare.
sigur ai oferă transparență. Cred că am uitat ce am avut de punctat. Am scris și eu câteva aici, cam ce am auzit de la noi. Liable, dar din termen. Mi-a fost cam greu să traduc în română, m-a străduit. Sigur, de luni până vineri, de exemplu, de la 9 la 17, tipic piața deschisă, trebuie să fim up and running cu parametri normali, cu high throughput sau performanță ridicată. Dau un exemplu aici, cam ce înseamnă 1000 de mesaje pe secundă, asta e timpul de tranzacționare, undeva la 10 milioane de mesaje pe zi. Cerințe sunt foarte mari și trebuie să le procesăm, evident, fără rateu. Low latency, ce ziceam, întârzierile care sau timpul de procesare a mesajelor, undeva la 50 de microseconds. Și se poate și mai asta se poate face numai dacă, cum a spus, da? Același data set. Da. De fapt, cred că este motivul principal, nu? De ce folosiți același data set? Da, asta e unul dintre motivul principal. Pentru că odată să fii reliable, să spice legătura între tine și bursă și al doilea sigur să ai rapiditate. Și de ce așa e importantă pentru clienți? Pentru că oportunitățile în piață apar, da? Dar mulți broker sau mulți care stau la aceeași masă și văd oportunitățile din piață și văd aia sunt oportunități. Și atunci, sigur, e greu să-i spui la un client, la clientul tău, că alt broker vreau și să tranzacționez, exact, și tu nu. Sigur, el data viitoare o să aleagă competiția. Dar sigur, load balancing, code failover, high availability, cred că toate persoanele tehnice, cam despre ce e vorba. Aici era o chestie drăguță, disponibilitate 24 de ore. Asta la ce se referă la clienții din zilele noastre, care companiile foarte mari care tranzacționează all around the globe. Și atunci ei trebuie să fie capabili, de exemplu, să mute ordinele neexecutate pe bursa din Londra, pe bursa din New York, pe bursa din Tokyo, și mai înapoi pe bursa din Tokyo. Follow the sun, cam trebuie să ai, să le asiguri serviciul ăsta, adică să fie așa un caz particular, nu așa, ceva de genul. Și sigur, high scalability, important să poți să extinzi produsul odată cu cerințele clienților și cu creșterea clienților. Așa, sunt clienților, bazelor de numărul de tranzacții care le-ai făcut de ei. Am atât despre cerințe non-funcționale. Acum, cerințele funcționale. Aici, erai un pic, o să mai întreb că e un pic mai dificil să nu încerc să le explic direct, pentru că în domeniul vast, ziceam, aici am selectat câteva din cele mai importante componente ale platformei de tranzacționare. Prima, în principiu trebuie să execute ceea ce mi-a întrebat, conectivitatea între diferite entități. Sigur, sunt mai multe protocoale care funcționează sau care sunt adoptate de către instituțiile financiare. Fix, cel mai Financial Exchange Protocol, cel mai răspândit, mai multe versiuni și el. Pe lângă asta mai sunt și alte protocoale. Atunci produsul respectiv trebuie să fie capabil să înțeleagă toate mesajele, să convertească, să le trimită mai departe între curse sau către alte entități. Aici ce ziceam, e extrem de important să fii foarte, foarte rapid pe curse, evident, să procesezi mesajul imediat. 50 microseconds, deci nu milliseconds, microseconds. Asta înseamnă că nu trebuie procesare. După ce altă componentă importantă este